Am încercat când a început nebunia cu Craiova. Hai să-ți plătesc eu aceste datorii. Haide să mă duc la Mihai. Stau ai de vrut să-i plătești datoria? Dar normal. Și acum vreau să-i o plătesc. Cât e datoria? Nu știu cât. Că 300.000 cât a rămas? Atât și vorbind cu cei de la Craiova, cresc în fiecare că zi. Că sunt penalități. Penalitățile cresc în fiecare zi. A ajuns la vreo 500.000 acum, nici probabil, nu? Nu știu la cât. Nici nu, dar probabil ca așa, nu? Probabil. Îți dai seama de atâta timp, nu? Că este o hotărâre definitivă. Avem în fotbalul românesc astăzi, față de anii trecuți, niște oameni foarte, foarte mișto din și toate punctele și de calitate. Deci fotbalul cumva românesc, pe lângă faptul că a avut tranziția asta și era firesc că n-am avut infrastructură și așa, are niște oameni minunați. Unul dintre ei este Rotaru, Mihai Rotaru. Un om care face business. Deci gândește fotbalul ca business, ceea ce este minunat. Uh-huh. Și uite-te unde este și ce a construit singur. Nu, e, și eu deci toată admirația mea. Nu contează că ne-am certat, nu contează că... Spune-mi un lucru, Ana, apropo de FCSB. Asta e să-i termin pe toți, Varga. Uite-te ce a făcut Neluțu Varga la CFR. Doamne ferește, jos pălăria. Hermannstadt. No. Foștii mei parteneri. Șucu, iar, la ce Șucu, nivel? Șucu e la un nivel extraordinar, dar va învăța fotbal ca Gigi pe banii lui în mulți ani. O să-l coste câteva zeci de milioane. Mult. Da. O să-l coste mult. Vreo 40, 30, 40. Da. Nu? Cam așa. Dar, crede-mă, este un om de foarte bună Angelescu. Credință. Angelescu. Un copil care uite-te ce a făcut. Uite-te ce a făcut. Apropo, ce se va întâmpla cu casa de la Snagov? Ce se va întâmpla după părerea ta? Mihai Rotaru Craiova, deja au demarat procedura. De poprire, nu? Au făcut, au pus poprire pe tot ce are el. Da. Pe tot ce... Iar eu am prima opțiune când se scoate la licitație, s-o cumpăr. S-o cumperi sau casa toată? Băi nu, că ei n-o scot toată, jumătatea mea. Eu jumate? Jumătatea lui, partea lui, da? Partea lui va fi scoasă la licitație, iar eu voi fi nevoită să o cumpăr pentru copiii mei. Adică, cu alte cuvinte, tu îi vei plăti datoria lui Reghe? Eu am să cumpăr casa pentru copiii mei. Păi nu, asta înseamnă. Când tu îi vei plăti. Banii ăia se vor duce în buzunarul Rotaru, în contul datoriei. Da. Și el va avea voie să antreneze din nou. Deci iată cum e viața asta. Că într-un final, cât de mult ar trage de aceste procese... Tot. Deci tu, până la urmă, vei pune acești 400-500 de mii? Cât se vor strânge, cum va hotărâi instanța, cum se va... Casa cât are valoare acum? Probabil că e peste 1 milion, mă gândesc, nu? Nu? Și jumate, deci dacă e, nu știu, 1.200.000, să zicem, nu că probabil pe acolo. Eu glumesc cu Mihai și spune că suntem vecini. Și ne și împărțim etajele. Care etaj e al meu, care deci lui. Tu vei, cât va hotărâ, care e prețul, jumatea de casă, tu vei plăti ca să, vă, să rămână eu casa? Eu voi acoperi datoria lui Reghe Camp. Doamne, ca să pot să recuperez casa copiilor mei în care copiii mei s-au născut și au crescut. Deci nu contează că va fi 500.000 de euro, cum probabil va fi, că s-o grămadă de bani. Deci cât se va strânge până în momentul respectiv? Iar îl vei salva pe Laurențiu? Dumnezeu ăsta e mare. Pe cine îi dă lui banii ăștia să-i plătească lui Mihai? Cine vreodată îi dă banii ăștia? Uite, are la Cătălin Hidec datorie de vreo 280.000 de euro. Așa. Când vreodată îi dă el banii lui Cătălin? De unde să-i dea banii lui Cătălin? E dator la mulți? Numai câțiva care știu eu, care au venit la mine și mi-au spus. Păi cât are? Milioane datorii? Cât n-ai bine? Nu știu. Nu știu. Asta cu Cătălin o știu că mi-a zis Cătălin, băi, cum îmi iau banii de la el? Că au trecut 3 ani. Eu nici nu știam când a luat banii de la Cătălin Hidec. Era în Dubai.